Percy, vino repede! Hai să ne luăm la întrecere până la părtia de schi. Bine, Woody, să-mi dau schiurile cu ceară și mergem. Eu trebuie să mă pregătesc pentru cursă. Pa, Einstein! Am rămas singur. Am să fac focul și o să gătesc ceva. Mi s-a cam făcut foame după cât am stat pe afară. Să vedem ce ne-a pregătit Percy bun de mâncare. Cârnați! Să vedem ce cârnați avem. Pregătesc combustibilul. Binoclul unchiului! Acvariul nu e plin cu apă și cu toate astea e foarte greu! Odată, când era stinco îmbrăcat cu echipamentul ăsta sportiv, a mâncat într-atât încât i s-au desfăcut toate cusăturile. Acum nu mai putem folosi decât ca pe o cârpă. Binoclul de soldat al unchiului meu e ca nou. De mare folos când am rămas fără benzină. Stinco ne-a remorcat acasă. Priveliște frumoasă! Am luat cuibul de pe coș. La primăvară îl dau înapoi berzelor. Să rup puțină hârtie. Poate avea aceeași întrebuințare ca o lupă. Focul arde binișor, însă vreau să-l mai întețesc. Așchile se consumă repede. Aoleu, cine e acolo? Făcut. Numai cât de zăpăcit sunt. Tras, tras. Trebuie să sting focul. Am nevoie de ea. Dar se transformă încet în apă. Repede! Să stingem focul până nu ne scapă totul de sub control!
repede! 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 Din fericire, flăcările nu au făcut nicio pagubă serioasă. Dă-te la o parte! Cine ești dumneata? Eu sunt Flăcărel, Flăcărel cel de temut. Să lășluiam în coșul casei tale și deodată apare un netrebnic care mă deranjează. De ce ai pus în sobă lemne de foc umede? Vreau să aprind focul. Și înainte de toate, e cabana noastră. Noi am fost aici înaintea voastră. Să lășluim aici de multă vreme. Cum așa? Care noi? Eu, Flăcărel cel de temut, frumoasa Apișoara și Bonifac cel înțelept. Acum, din cauza ta, nu mai am unde să locuiesc. Afară mi-e peste putință, fiindcă totul e acoperit de zăpadă. Stai puțin! Nu mai întărâta focul până mă gândesc la ceva. Poate vechiul nostru grătar ne va ajuta. Trebuie să-i găsesc o nouă locuință. Tu trebuie să fii Bonifac. Da, eu sunt Bonifac. Tu cum te numești? Einstein, nu vreau să deranjez. Vreau doar să iau ceva din dulap. Ha, nu merge așa de ușor. Mai întâi trebuie să-mi răspunzi la niște ghicitori. Nu am timp de asta. Vreau doar să iau ceva din dulap. Sunt de multă vreme aici, singur. Nu am cu cine să vorbesc. Cu toate astea, jos locuiește o altă fantomă. Te referi la blegul ăla de Flăcărel? Nu ajungi nicăieri dacă vorbești cu el. Înainte, când jucam șah, ardea mereu majoritatea pionilor. Ei bine, care sunt regulile? Regulile sunt clare și foarte simple. Trebuie să-mi dai răspunsul la 5 ghicitori. Să începem? Țese pânza în colțurile caselor. Engenul. Excelent! Are coroană și nu e rege. Are pinteni și nu e cavaler. Trezește întregul sat și nu e paznic de noapte. Ghici ce e? Coșul! Foarte bine! Deschid ușile prin simpla mea prezență. Ia! Foarte bine! Continuă! Dacă va cădea pe piatră, nu se întâmplă nimic. Dacă va cădea pe paie, devine roșie. Deia! Excelent! Are lână, coarne și stă la stână. Becul! Ești foarte bun! Mi-ar plăcea să te am partener. E tare frumos să te joci, iar mie îmi face plăcere să inventez noi ghicitori. Ce personaj ciudat! Am terminat cu el? Acum pot să iau din dulap ce am nevoie! Uite grătarul! Am rezolvat problema cu Flăcărel! Pentru mine, mulțumesc! Cu plăcere, m-am întâlnit adineaori cu Bonifac! Un tip foarte deștept. Spunea că sunteți aici trei... Da! Mai e și frumoasa Pișoara, logodnica mea, pe care însă nu am văzut-o de ani buni. Ce păcat! Dar de ce? Pentru că e un alt fel de creatură. E un duh al apelor. Oricât de tare am vrea, diferența de temperatură dintre noi e insuportabilă. Ea mă stinge pe mine, iar eu o evapor. Și nu e nimic de făcut? Nu știu. Mătușa mea zicea în felul următor. Duhul de foc e de pe Marte, iar cel de apă
de pe Venus. Mă poți ajuta? Nu-mi trebuie decât să întâlnesc câteva clipe. Putem încerca! Unde s-o găsesc oare? Bonifac o vizitează adesea la fântână. Mă duc să o caut. Între timp, rămâi aici. Apișoara? Tu ești Bonifac? Nu, eu sunt Einstein. Flăcărel m-a trimis după tine. Intră în găleată să te duc până la el. Ești pregătită? Da, să mergem. Of, e grea! Ce dor mi-a fost de tine! Și mie de tine! Trebuie să-ți povestesc! Și de asta nu i-au mai trebuit albine! Vai, ce târziu s-a făcut! Am și uitat să pregătesc cina! Ți-aș putea cere ceva? Orice, Einstein. Ai vrea să gătim niște cârnați la grătar? Sigur că da. Mă ocup eu de aprinderea grătarului. Percy a acceptat să fie salvamontistă. În condițiile astea, ea o să meargă cu scuterul, iar eu voi merge pe jos. Iar eu mi-am rupt schiurile. Da, știm toți cât de mult te antrenezi. Ne-a prins bine competiția sportivă. Ce bine că ne-am adunat cu toți în cele din urmă. Să vă spun o nouă ghicitoare.